Salut, prieteni! Salut! Noi astăzi am pregătit o provocare foarte interesantă prin care va trebui să prindem paile pe care le avem în mână. Da. Sperăm să ne reușească provocarea și cine va scăpa din mână mai puține paie, acea din noi va putea să-și aleagă ceva din surprizele de pe masă. Eu am pus ochii pe Poppy! Și eu! Nu are rost să vă certați, deoarece doar una din noi va fi câștigătoarea. Sau poate ce ai spus-o de parcă crezi că tu o să câștigi. Eu n-am spus că eu o să câștig, dar haide. Șansele sunt mici să fie două câștigătoare. Hai deci. Încă o dată. A rămas doar cu un paie în mână. Contrastul a fost mare. Deci, bine, hai să vedem. Hai să zic ca fiecare dintre noi să încerce câte două ori, ca să fie clar că da. Nu. Hai și cumulativ. Da, da. Pură întâmplare. Pe la tine cumulativ cam... Da, cam... Cum s-a rămas? A rămas cu un paie în mână. Vedem cine ești cu câte paie acum rămâne. Acum eu, da? Da. Singur. Și le-am ridicat așa un pic la aer. Și încă o dată, doamne, acum mi-e frică. Încă un dată. Laura este pretendenta de bază pentru copii. Hai, Betty, să vedem. Dar singură surpriză, dai spate. Laura a rămas, Betty a rămas cu un singur pai. Să vedem cine e pe locul 2, că cum ar veni și totodată a rămas cu unul și Betty. Da, acum Betty trebuie să le prindem pe toate. Și oricum va pierde. Nu, ca să fie pe locul 2. Dar cu cine? Nu. Dar cum ai zis? Dar s-a ridicat un pic. Un pic s-a auzit, dar hai încă o dată. Ei, gata! Wow! Deci Laura este câștigătoare, deci a câștigat chiar cinstit. Deci, prieteni, dacă v-a plăcut provocarea noastră... Dați-ne like-uri și abonați-vă la canalele noastre YouTube! Pa! Pa!